tu poți până la urmă să ajungi la scopul tău de a slăbi, dar tu lași și vrei să ajungi, să fii fericită așa cum ești, indiferent slabă sau gras, sau tu vrei pur și simplu scopul tău de a slăbi și gata. Eu zic, scopul tău trebuie și să fii fericită, indiferent cum. Și pe te acceptă și societatea așa gras cum ești. A uite, societatea noastră de închis și mă acceptă de am și Pentru că dacă îți faci lumea ta interesantă, da, și te vor să joace în intre lumea ta. În lumea ta. Da. Mi -mi de -s atunci așa pus să mă îngraș, da. De, la, de, când a plecat tata tău. Da, da, da. Tu și tata era universul meu. Tu ai avut relații și de și mai lungă durată. Mm, cinci. Cinci ani. ani. Mhm. Tata tot a lipsat cinci ani de acasă. Se se zis? Fresh. Vreți să legat cu noi? păi da, e ca așa muzică. Îndreduri să le Partener general OTP Bank. Eu te-am cunoscut când tu nu aveai dreduri. Mă ți minte la Chira să am fost? Nu. Da, eu e că nu ți-o minte. Când asta? Da, 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 era 2014, 2015. Tu lucrai la Chira. Nu e adevărat, eu tot timpul am avut dradu. E avut? Da, numai că erau de disupt. Înțelegi? Și nu se vedeau deasupra. Dar tu și ai făcut experiment. Eu, în general, istoria mea cu drădurile e tare interesantă, pentru că eu, în primul rând, ne-am făcut asta când eram uh, beată. <laughs> și mi-a făcut două mai întâi, după asta încă unul. Au apărut, că am zis că e comod și e ok, știi? Că erau aici. Dar durează mult procedura. Da, da. Durează, durează, ori? durează. Da. Înseamnă că a fost mult bată pe mult beței, nu, adică... vezi că două drăduri le faci repede repede și atunci s-a supornit. Atunci dar cu a... drept drădurile nu îmi pare tare periculos la bețe. Cu, cu tatuajul la e mai periculos, știi, se faci, nu știu. Uh. Viorel, uh. Victor. Da, vezi știi? că părul crește, îl tai, crește, dar tatuajul e greu să-l scoți. Dar și crezi că atragi mai mult atenția cu kilogramele în plus sau cu drădurile. Da, cu tot, cu tot, cu tăt. Eu, gândeam... Eu cred că cu personalitatea mea, de fapt, și nu cu fizicul. Mai, eu nu știu, eu am impresia gumesc, că gumesc. cât oamenii uh, se complexează de la anumite probleme de aspect fizic, Așa. atât ei iau uneori de câștigat. În cazul tău, cu kilogramele în plus, eu cred că tu ai avut foarte mare și ai popularitate și datorită felului tău de a fi anumit la aspect fizic, știi? Nu. Tu poți fi actuală. Tu știi și contează? Și tot timpul asta repet, contează cum ești tu, înțelegi, în interior. Dacă tu ești slabă și interiorul tău e bogat, e gras, hai să zic așa, dațit, înțelegi, nu contează. Tu poți să te precălești de tine, oricum n-ai fi. Tu poți să te precălești din nasul tău. Tu poți să... Eu vorbesc de autoironie și da, și da, eu da. fac asta, nimeni ușor să -i explic de ce așa și nu altfel. Ei, tu poți să faci orice. Că ești gheboasă, că ești nu știu cum, că ești Mai, picioarele, picioarele, picioarele să... Nasul să. tot e mare, la mine tot e mare. <laughs> Dar și înăuntru mare, și personalitate mare. Asta depinde cum ești înăuntru. Foarte mulți mi-au spus că acum am început un pic să slăbesc, foarte mulți mi-au spus că, băi, dar ai grijă să nu-ți pierzi din fișcă. asta zice? Nu! Dar eu nu cred așa. Eu nu cred așa, pentru că, băi, contează și ei înăuntru. Dacă eu sunt așa înăuntru, eu sunt și eu și slabă și grasă și nu știu cum, eu oricum așa să rămân, înțelegi? Eu mă gândesc la mine și asta și cred că o prins oarecum. Pentru că niciodată nu m-am gândit la eu arăt așa, înseamnă că eu trebuie asta doar să folosesc, eu nu trebuie să mă schimb, nu. Înțelegi? Așa cum e. Eu sunt așa cum sunt, vreți să mă urmăresc pentru asta, nu? La Opa. revedere, pa! Avem nu, mă interesează, da. nu mă interesează chestiile astea. Nici nu m-am gândit, că dacă mă gândeam la asta, eu nu mai începeam să mă filmez pe mine. Mă gândeam, a, da, eu sunt prea grasă. De exemplu, știi? Da. Mare mă După atâta bullying și suferință, cred că de e cumva indiferent. Da, da, da. E cel mai important pentru mine asta sunt oamenii care țin la mine, care o să-mi spună așa cum este și nu pentru că mă invidează, de exemplu, sau pentru că, nu știu. Deci, vor mai vor, exact. Vor ca eu să cresc. ia că eu pe ăștia să-i ascult și de la ei eu să primească orice critică. că. Dar tu poți ușor să-i selectezi, că ei pot fi și mai puțin. Da, sinceri. da, eu pot. Eu pot pentru că eu am niște prieteni de ani de zile tare buni, tare faini, care eu, doamne, nu am trecut prin atâtea și eu deja îi cunosc foarte bine și eu știu că de la ei o să, o să, o să aflu adevărul. Adică eu să-mi spun așa cum, normal din perspectiva lor, dar eu îmi dau seama care perspectiva lor și care funcționează pentru mine și care nu funcționează pentru mine. Înțelegi? Tot, tot selectez. Dar... Dar trădări de este strașnic și de la prietenii primit? Da, dar când eram mică dacă sincer. În adolescență, îi considerai știi? Prieten? Da, și m-a furat. La pe bune, da. furat fizic? -a furat da, mi a funcat. furat telefon sau nu știu ce. Asta a fost cea mai mare trădare și era cea mai bună prietena mea. Bine, nu acum vorbim și așa, da. e o chestie de adolescență oricum, dar asta a fost așa de dureros pentru mine. Așa o durere. Călesc asemenea situației întâmplării în viață? Cred că da, oricum. Eu cred că pe fiecare îi călește așa și ceva. tine știu că ce mai tare în viață? Care au fost lucrurile care te-au făcut să te gândești? E ca aici am m ajutat kilogramele în plus. E ca la și mă ajut, E că aici. Adică m-au călit și m-au făcut să fiu așa cum sunt acum. Pentru că uh, eu am început să atrag atenție la, la dezvoltarea asta personală, dar nu din cărțile astea. Fix pe experiență. Mm -hmm. Da, de mică eu am fost grasă. Și atunci eu am încercat să ies în evidență, pentru că așa e caracterul meu, da? E mai coleric. Și atunci eu am încercat să ies prin ev în evidență și cumva să fiu plăcută pentru alții altfel, știi? Cu umor, cu... Nu știu, cu... Prin ce Da, face. prin ce fac, așa. Dacă nu eram grasă de mică și așa, nu mă dezvoltam în felul ăsta. Cu siguranță. Da. Deci înseamnă că atunci când e bine și totul e perfect, e posibil să stagnăm. Nu știu, Ei, în general mi-a fost destul de bine. <laughs> N-am avut probleme mari. Nu am viața. avut așa probleme mari. Eu nici nu prea atrag atenția la așa mari probleme, știi? Da, dar când erai Când de... eram mitică, da, asta. Mi că vorbim de, -am, de, -am, de adolescență. De adolescență, Când eram mică, am avut o copilărie super frumoasă și, și foarte important pentru, cu, pentru dezvoltarea ta, în general, pe, pe viitor și cum tu funcționezi ca om matur după asta. Da, apropo, și eu am avut o copilărie super frumoasă. Iar ca în adolescență a fost greu. Ca tu, acolo, tu ai vorbit într-un interviu la, uh, la un moment dat despre copilării și ai spus că ți îți spune, uh, mama ta îți spune că dacă ai sfieră, a să vină tata și a să Da, pentru că tata era plecat. Da, și tu făceai taman chestii exact asta, da. rebele. Da, pentru că, că azi... el să vină acasă. Da. Nu i-a supărat atâta sens în chestia asta. Da, azi. da, da. Păi eu după asta am înțeles și fășeam eu. Eu în general acum, după 30, am început să, uh, să, să să fiu mai pământeană cumva, știi? Adică mai aproape de... de să înțeleg piciarile cine sunt eu, da, cu picioarele pe pământ, să înțeleg cine sunt eu și vreau, unde vreau, chestii de genul ăsta, știi? Să înțeleg cine sunt eu. Acum, după 30, eu abia patru ani am de cumva autocunoaștere, știi? Nu, asta e un drum mai lung, evident. Deci, okay. asta se întâmplă în Adolescență, dar la mine s-a întâmplat la Matua. Nu, 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 în Adolescență. Ba ba, 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 ba. Mie ne spare uh -huh. că trebuie să fie un moment dur, o trădare, o ceva? Da, a fost. Când începi Da, da te, a fost. să te găsești în altă parte, uh -huh. știi? Uh -huh. Poți povestești despre asta și s-a întâmplat? Uf. 30 de ani? 30 de ani, da. Trădare care te-a făcut? Da, să te care, care m-a făcut să înțeleg că poți funcționa singură foarte bine. Și eu sunt mai puternică decât credeam eu că sunt. Și nu mai sunt atât de dependentă de alți oameni. Pentru că eu credeam că eu sunt bună doar în grup. cu Pot funcționa cu alții, singură nu pot. Dacă mă lași singură, nu pot să fac asta. Și ocază voieța, că după... Trădarea. Nu trădare, dar nici nu să nu trădare. O situație mai dificilă. Eu am înțeles că nu. S -s cu dragostea? Și cu dragostea, da. Adică a fost un refuz din partea unui bărbat. Nu. <laughs> plecat din relație. Eu am plecat. Din relație? Un fel de, da. De ce? Dacă nu, ce te făcut? mai putea așa, nu era normală la relație, era un fel de toxică, era. nu era plină, nu era. Attenție norm... unul pe altul? Sau numai pe da, era... tine? Un... Nu, unul pe altul, că și eu sau dracului. <laughs> Nu, nu pot să zic că, da. Și atunci eu am rupt această legătură. Și ai devenit autosuficientă da, și... Da, 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 Și mult mai independentă. Și dar am devenit iar și pe parcurs, știi, am înțeles că pot. că am început, evident că eram. Tania, eu tare mă bucur că eu și am înțeles niște chestii acum. <laughs> Sunt unii care nu înțeleg nici la 60, nici la 70, știi? Că deci așa au trăit nu au avut, au avut întorsături, dar nu au învățat absolut nimic din asta. Înțelegi? Sunt dependenți de alți oameni sau de un om. Înțelegi? Și stau acolo. acolo. Deci eu mă bucur că măcar la 30 am înțeles. Și m-am rupt cumva de... Înțelegi? Da. Deci tot e ok la mine. Nu no se vede. E ca, e, okay, e ca omul... omul. Pot să zic. Omul vine de la mare, super bronzat. Se vede, se vede. Ană, un om de succes. Bani are. Diziat. <laughs> Iubirea, are. Um, Fani ai. Nu și mai poate și O un autograf acum, nu de mult, două zile în urmă. Prima dată? Nu, am mai dat unul mai de mult. Da, oamenii te cunosc pe stradă, te opresc. Da, da, da. E, da, da, când... da autograf, înțelegi? Deci eu mă uitam când eram mică, asta spuneam, de mică și vise, vise și chestii. Ah, și tu modala, da, normal, dar și nu se imagina. Eu și-am început și să cânt atunci. Vreau să devin, să devin super zvizda, știi, îți dai seama. Uh, și ne imaginam lucrul ăsta. Deci ne imaginam cum dau autograf și mă uitam. <sighs> și ia, uite sunt s-a da și eu când am dat autograful pe hârtie, așa cu pixul, știi, nu în când poze. Cum Cum mă uitam eu la televizor și vedem cum dau toți autografe, știi, și da, da, da. vedetele mari. Și eu când, când scriam așa, gen, cu drag, bla, 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 și eu zic, blea, eu asta, băi, fac acum momentul ăsta, bă, și sentiment de satisfacție am avut eu atunci, a maximă. De ce crezi că oamenii cărora le dai, iată, autograf, mm -hmm. oamenii care te urmăresc, ce crezi că ei sunt drăgostiți, caut să afle de tine lucruri, de ce crezi că ești pentru de și interesant? Asta e bună întrebare. Vreau să mă gândesc cu leac. Uh, cred că naturaleța, probabil, autenticitatea, corectă-nțeles, autenticitatea. Da, foarte da, ah, da. <laughs> da, că eu am problema asta cu dicția și cu exprimarea. În fine, <laughs> da, cred că asta Naturală. e... Nat Naturală. Bine îți pare încă... și faptul că tu te comporți într-un anumit fel în care oamenii s-ar rușina să comporți. Probabil. Să și cu gura plină, să facă autoironie... Și atunci când ei, ia uite, dacă e nu-s complexați, da, eu deși mă aș curet. complexa, știi? Da, e că să mă gândit. E, cred că e și da, motivațional. Probabil. Cum poate o, probabil. o făcut fata asta să trag complexele pentru că în societate, așa noastră, cred că și în lume, în general. Da, în general este mm. asta, da. Mai TikTok-ul a ajutat foarte mult la acceptare. Acceptare, așa -i? Absolut. Eu de asta iubesc Instagram-ul tot. Dar Instagram-ul mai puțin, mult mai puțin. Deci TikTok-ul, asta a fost asta e platforma în care sunt foarte multe videori cu acceptare femei grase, cu vergeturi, fără cu tot felul, care ele devin virale, culmea. Dar știi de ce? Pentru că lumea se uită și fix cum spui tu. Păi cum? Uite la ea, înțelegi? Și e poate. Dar eu, blind, cam am o vergetură aici, eu stau și mă complexez. Cu asta te ajută să treci. E chiar bună chestia asta, de parte, pentru că tu faci comparație prin asta, eu și urât asta, știi? Da. Și eu sunt mai frumoasă și... Înțeleg? Aici Patea e negativă, o leacă da. parte... Da, este ca și în și situație, moment și În general există partea opusă a monedii, partea bună și partea rea. Dar m -m, per total și cumva asta mai mult ajută decât uh, nu. Știi, și mă gândeam că uite, de exemplu, foarte multe femei, atunci când ne și cineva sau ne spune, uh -huh. uh, te invit la nuntă sau la un eveniment uh, uh -huh. peste o lună și jumătate. Uh -huh. Primul lucru la care te gândești e așa la că tu ai o lună și jumătate să slăbești, să faci, să arăți mai bine. Uh, o lună și jumătate în care tu să arăți mai bine. Nu mă, nu mă gândesc la asta. Actul, e interesant, da. Dar este chestia asta. Da, Eu dar, am probabil. vorbit cu mai multe fete. Este chestia asta. sau Noi stăm la discuții între mulți oameni, da? și eu tot ce fac, ei burta strâns, de exemplu, mm. pentru că eu am impresia Ui, că... sunt am cu că... burta, că eu m-am relaxat. <gri> eu vorbesc despre altceva. Bun, sorry, sorry. Vez despre faptul că mm. noi... Problemele, de fapt, sunt mai mult în capul nostru, știi? Pentru că eu am impresia că dacă eu <gri> sunt burta strânsă și e ca cu atâta mai puțin. Acolo e tot, nimeni nu observă chestia asta. Dar în momentul ăsta creierul așa de tare tu pierzi <sus> pentru că tu te concentrezi, strângi burta în loc să te concentrezi, gândești să faci da, o discuție normală. Da, normală. Da, da, da trebuie cum dreaptă. Da, cum stă, așa, da, da, așa, așa mm. arăt ghine? Mm -hmm. Oare... da. da. Și să dai seama că având importanța asta de să ne într-un stat în standard, el este anume. Cred că vrei să placi la lumea. Da, nu ne am dat seama. Pur și simplu, vrei ca tu. ca să fii plăcută, știi? Sau să placi cuiva. Chiar și random, știi, nu contează, la lume, pur și simplu. Că tu Cred spune. că din cauza asta am și emoții, da. Oh, Tuoșna. Ea, fige. Vrei relevații. să placi? Da, normal, nu știu. Cred că da. A vrea să placi, asta înseamnă frica de a fi exclus. Da. În trib ne vrea să ne și lupul dacă era și în sângă, da, știi, da. da. Cred asta, noi. Asta e instinctul de supraviețuire în general. Da. Deci tu ai emoții pentru că vrei tu... să plași, pentru că, că... nu vrei să fii exclus. Așa. Ca să, să nu mori. <laughs> ca să nu, și nu că mori. Ca să ca și frică de moarte. Păi, înseamnă că la bază ajuns. stă tot și frică de moarte. Clar. Da, și instinctul de supraviețuire, de aici și pornește. Religiile tot din frica de moarte, să da. au Da, da. Tu ai speranța. teme aparte despre no, religie. Nu cred. Da, Dar te-ai când erai mitic? Da, normal, eu și-am cântat și în cor. Așa. Știi cum mitic? cântam. Eram auzită și-al mai tare acolo. Eu chiar din suflet cântam, ne-am Da, Dar tu ce credeai? Mai de... Nu ne-am pus eu multe întrebări atunci. Oh, oh Dumnezeu, of, oh, Doamne, 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 știi? Adică era normal. Deci nu prea înțelegem de ce ritualurile astea se întâmplă. Pur și simplu credeai cu ochii închiși. Eu cred că și am oameni cred așa. Ei nu-și pun întrebări. Pur și simplu e că așa au crescut și mai departe au mers așa cum au mers. Foarte ok dacă e bine așa. N-au o treabă, știi. A sărit unghie galbenă? Verzuie? Salată vaia. Salată okay. Nu sărit, nu că gel. <laughs> da, și deci nu am nicio probleme cu oamenii care cred, dar pur și simplu pentru mine, eu încă n-am găsit răspunsul la toate întrebările. Pentru Normal, eu nu cred că cineva au găsit, în nu general, știi, răspunsul fix, adevărul absolut. Eu cred că după moarte noi să știm. Eu tot timpul spun. Noi după moartea să aflăm adevărul absolut. Dar poate n-a să obișnuit să-l nimic. Corect, mai fi asta mic. tot e un adevăr. Da, versiune. Neexistența lui tot e un... A, fel de niște molecule. Da, de exemplu, nu știu, whatever. Să închidă filmul, știe. Filmul vieții, Gat. Dar altfel nu știu cum să ați Înțelegem adevărul. Există, ceva nu există. Eu cred că nu, eu totuși cred că nu. Dar și niște. Știi, <gântu> deranjează să tare la oameni. Oamenii din jurul tău, oamenii, societatea în care tu trăiești, <gântu -i> cu care te-ai confruntat. Ai spus la un moment dat că te deranjează oamenii înguși la minte mm -hmm. și la ce te referi? Oamenii care nu acceptă ceva nou, cred că. Asta e când tu nu îți deschizi orizonturile și alea că vezi e că a apărut o chestie nouă și tu nu accepti. Pur și simplu nu accepti de atât. Tu nu te-ai interesat. Tu nu știi ce îți place sau nu. tu n-ai gustat, de exemplu, din, nu știu, din mâncare. Și deodată zici că nu. Deci asta mă enervează, cred că și -o mai tare. N-ai citit, n-ai văzut. Nu. Adică eu vorbesc acum, în general, de diferite situații. de mâncare de ceva nou de situație, de om, de drăduri. Nu-mi plac drădurile tale, că nu e religios le porți. Exact, adică nu, nu ești deschis să înțelegi, nu vezi altceva decât fix ce ai, și -ai văzut toată viața. Deci asta pentru mine e în gust la minte. Alcineva, un, un, om religios ar fi spus că eu sunt gust la minte pentru că eu nu cred. Da, știi? da. Dar diferența între aceea, că eu accept oamenii, accept oamenii oricare, gen credincios, necredincios, orice religie, de orice gen, sex și așa mai departe, rasă și așa mai departe. Eu accept pentru că toți au loc pe planeta asta. Înțelegi? Nu există așa ceva că excludem din societate pentru că el nu crede ca mine. Înțelegi? Dar eu, cumva, e că asta e deschideri pentru mine. Partener general OTP Bank. E adevărat oare că orice profesie n-ai avea și oricât de tare ne ai iubi oricum odată și odată te plițești de dânsa. Tu ai fost vreodată un fel de... Iar trebuie să fac da, story. Da, am, am, am. am, am. Normal. Pff. Asta se vede? Crezi că se observă? Bă, eu transform... Eu transform tata asta ca un fel de istorioară, știi, tot timpul. Și plus că la mine, știi, pofta vine mâncând. Asta e despre mine. <laughs> <laughs> <Întuiat>. <laughs> Înțelegi? Unii așa nu am chef, dar zic, "Des, să arăt că eu n-am chef să fac istorie, știi? Și zic, gata, n-a supărat. Și primul zic, nu, de a doua, de -a la mine de am gata să leagă filmul, știi, să leagă de acolo istoria. Și zic, nu, de a doua oară să arăt că nu știu ce, știi? Și apoi ea arăt. Sau când am inspirație odată, tătă ziua am pus cu faptul că nu am inspirație, știi? toată ziua am postat ca despre asta. Că plouă și nu poți pune poezii. Tocmai se și, și... Fix și și sunt, sunt. atunci, știi? Și prins, adică merge oricum. Câți oameni plus minus în perioada asta? Iată? noi B suntem vara 2022. Poate peste două, trei luni să fie alt număr de Poate. oameni care te urmăresc. Acum cam câți văd istoriile tale, plus minus? Nu e că când el de-am după o zi. 34 000. de mii. Urmăritor, de urmăritori, de, care, văd Acum peste 10.000 sigur, înainte nu, dar acum deja peste 10.000 sigur, 14, 15, 16, am avut și 20, am avut și 40.000 mai mult decât urmăritori. Aici depinde. Depinde de ce? nu știu. Pentru că eu, de exemplu, am De văzut, nu știu! Eu când pun bucăți mici din emisiune, este un anumit număr, dar când apar eu, este un număr mult mai mare. Da, dar oamenii oamenilor le interesant despre oameni. Adică nu eu, despre... eu pun de proiect, ca asta... Nu, nu. Mi -e tu că încadrat nu în proiectul ăsta e altfel. Uh -huh. Atunci când tu pur și simplu filmezi proiectul Pui sau direct, nu știu ce, da. nu, nu merge. Trebuie să spui. Trebuie să spui, tu trebuie să arăți emoții, tu trebuie să, să fii așa cum ești. Și atunci merge mult mai bine, normal. Tu încadrat în tata asta, da, interesant. Altfel merge și atunci crești și numărul da, de urmăritori. Dar eu nu știu, uneori prind niște chestii care nici nu m-am așteptat să prindă, știi? Și uneori mă aștept la ceva. Zic, că asta să prindă. Nu, nifiga. Nu merge. Zic, alea, ne place. Eu oricum postez. Dar ce faci toată ziua că te ocupi? <laughs> Numai story? Prostii, prostii. prosti. nu, asta e clar. Nu, nu. <laughs> deci clar, sau Nu, sens că eu când te-am chemat odată, tu ai zis că eu azi nu pot, atunci n-am spot, atunci n-am să Și... Știi, de gând de și mă gândești, pui-mi tu, tu faci acolo. Da, cu ce te ocupi tot adică și ocupația ai. Eu știu că tu lucrezi în continuare la Keras, nu? Da, da, da. da. Ești DJ la Keras? Yep. mai uh, și... ce și mai, mai încupi? Organizez tot felul de evenimente, tot pe la Keras, cu Chiras, uh, colaborări, proiecte. Dar tu nu de de mulți ani lucrezi acolo? Câți ani deja? Mulți, uh, șase. Da. Adică dacă se închide Instagram-ul, tu ai și faci. Da, da, da. da. Eu tot ce ești angajată. Și da. Și mai departe ce faci? Fă istorie. Așa, angajată. mă TikTok-uri, chelea măselor, pentru că ele ocupă timp. Păi da. Așa. Uh, proiecte, mai am filmări, pac, pac, încolo, încolo. Tu ești mulțumită de câștigurile tale financiare? Mm. În sensul că îi vrei mai mult? Sau îi da, mai ești. că vrei mai mult, așa nu ne ajunge. Da, de deci... ce? Cât n-aș face și niciodată nu ne ajunge. De atât că crește <laughs> dorința. Dorința, da. Și vrei și mai multe lucruri. Și mai bune. Și mai bune mai calitativ. Nu mai și tot crede, așa. Nu? bun și ieftin și da. Mult da, <laughs> Nu, nu mai merge asta. Adică cu cât mai mult... Nu, eu nu știu, cred că aș avea toți banii lumii când tot n-a să ne ajung. Dar pui bani deoparte. Tu câștigi da. și din Instagram da. și acum pui. Și ce ai făcut să pui deoparte? O... Pandemie, pandemia, pandemia. Ok. Asta Isperat? ne dat. Da. Atunci eram tare galeac. Eram... Ff, wow. Prin și-am trecut atunci. Ah, atunci e chiar să nu activam, Nu. No. Din și azi, eu n-am pus nimic deoparte. A... Deci eu eram foarte ok, foarte bine. Eu pe Instagram nu eram. Deci, deci nu avem de unde. Deci mama îmi dădea, dacă îți vin scres, mama m-ajuta și... asta e da. Și șeful de la Kiras, adică cumva... Like, uh, Dar tare uh, greu a fost, cu banii în sensul ăsta. Bine, și nu avem și cheltuie decât pe mâncare, eu mâncam mult atunci. Nu trebuie am mulți bani. Acum mai puțin, da. De la stres? Mânca mai mult? Sau, pur și simplu, că nu, acum am Nu, eu mai mult în general. Nu de la stres. Înțelegi, eu, înțeleg, eu așa distresat în viața asta. Că <laughs> <laughs> de atâta să așa. Da. Nu, normal. Cam pur și simplu. Că îmi place mâncării, că îmi place bunișorul, știi? Îmi e poftișoasă, doar ferește. Dar tăieți suntem așa. Mm, Hai mm, să zicem mm, că mm. nu poftă. Ai nu, văzut oameni care da. nu place mâncarea? Da, da, am văzut. Florin. Exact. Lui nu-i place mâncarea El zic că dacă n-ar exista mâncarea asta, tare Zic că și pentru mine, lui nu-i poftă. El deci nu are. El nu vrea să mănânce. Nu vrea, pur și simplu. E și să vede. <laughs> la dușul la mine. Mm -hmm. și, și să vede cu îi place mâncarea Dar sunt care echilibrează și tot așa. Adică sunt cazuri și cazuri. Înțeleg Oricum, că pe noi crizele ne învață. ne învață, da. Ne învață, da. O va de va aparte, da. în cazul, da. mhm, mm și ne-am pus, am un pun așa. Na vsaki slučaj. Dar ce faci dacă ai mult bani? Nu știu ce aș faci. Ne-aș compara ca orice moldovan, casă, mașină. Mașină de mai. Un mai bună. A. Dar deși n-aș schimba o pe mine, pe nică. Așa e? E așa de faină. Tot nu m-a lăsat pe, niciodată pe drumul. nu știu dacă mașină ne-aș cumpăra, că am și sunt tare, tare încântată de ea. Dar cred că... a, dar stai că eu am și apartament, blin, și-am uitat. Nu ai și casă, și ți mai trebuie bani, nu ți mai trebuie. Nu trebuie bani. nu, nu trebuie bani. Nu trebuie. Nu glumesc. Uh, nu știu, în primul rând cred și aș ajuta pe mine, asta în primul rând. Asta, asta respect foarte mult la în Crețu, că de mult te ajut pe lui și îi faci tot tot, tot uh, și de asta, asta îmi place și la el mult. Cred că asta și face și eu. Ai face casa mai frumoasă, da, la da, da. da. Mult, mult. Tot. Te... Aș da mamea așa. Știi că pentru ei contează foarte mult. Apropo de videouri care au prins, cele cu mama ta încep să prindă foarte tare. Da, da. Tot despre naturalete acolo. Da, pentru că e așa, da. Dar și când așa, joacă tata, teatru, tot joacă natural. Da, tot natural. <laughs> adică i seama că nu... E tot. când, da, e când joacă teatru, e, e, nici nu joacă, îți dai seama. E, e așa o joacă de asta, de penibilă. Dar e foarte faină. Adică ai te-a de de Da, -a foarte, foarte mult. Foarte, foarte mult. mult. Ah, cu și mă ocup, ca să nu-i filmez pe ei, mi-au reproșat, știi, și pe urmă, o înțeles că nu are rost. E ca așa toată viața ei, o înțeles că nu are rost nici ceva să-mi spun că oricum să fac cum vreau. și ei s-au împăcat cu gândul ăsta săraș, Mi-au ori milu. nimilă. Ei tot timpul trebuie să-mi pași cu ideea, știi? Pe mine nu prea aveai cum să, să mă în mâini, știi? Și atunci ei s-au împăcat tot timpul că așa. Ștai, că la cât de dur era cu sormea, de exemplu. El e foarte așa. Ea, de exemplu, altfel o educat. Bine, la mine tata și-o lipsă mult timp din... din... Familii. Da, s-o tăiet așa în parte. dar uh, da, pe mea el cumva împreună cu mama o educat Era știi? Era împreună, da. și atunci eu crescut așa, mai dur așa cu tata, știi, mai... o educație mai de mai severă. Deci vezi dacă sora a fost educată mai sever că vezi, are copii, la casa ei, cu soț, cu mătri. cu, cu se întâlnesc, tot normal. Da. da. De tata tău vorbim la început, că tu cumva ai, ai avut mai... ai avut timp să analizezi relația asta da. cu tânsul. Da, o pentru relație? că cred că m-a durut. Plecarea lui? Da, da, mult a suferit, evident. Eu atunci nu mi-am dat seama, după asta mi-am dat seama că nu vinit. venit. Eu mi-am dat seama. Cât de, de mult mi-a lipsit. Ei de atunci așa început să mă îngraș, da. De, la, de când a plecat tata Da, da, da. E că așa funcționează creierul nostru, îți dai seama, cu traumele noastre, îți dai seama și de tare influențează, până și fizic, și psihologic, tot. E grav, e grav. Dar până la 12 ani, ai bine cu dans. Da, tu și tata era universul meu. Tata era zeul meu. Tata era totul pentru mine. Și el s-a dus unde? În Coreea. În Coreea. Trebuie în Moscova, sud. Italia, în Corea de Sud. Să fii clar. In Corea de Sud. Da, în Corea, dar mulți se duceau atunci. Da. Era o perioadă, da, când se eu ca Israel. Au fost și în Israel, dar au stat vreun an și un pic. Și pe urmă au mai stat acasă și la 12 ani, când aveam la 12 ani, l a plecat în Corea. Și au stat acolo mulți ani, 5 ani. Fără să vină niciodată acasă. Nu, îți dai seama. Vorbim o dată vorbeați? pe săptămână. La telefon. Da, repede, cum era atunci. Minutul costa. Minutul costa. Și uh, da, în schimb, ne-au adus din Coreea sau ne-o trimis. Vai, eu eram din școală și mai mult tehnică avem. <laughs> telefon cu, știi cum se să deschide înainte, era de da, asta, da, Motorola, da. chestie nu era nimeni atunci cu așa telefon. Sau telefon de fix care era de -o e radiotelefon. telefon El încerca e, să compenseze Da, e măcar normal încerca să compenseze tu da, da. încerca să compensez pentru că tu, tu atunci începi să te și tu cumva da, găsești da, plăcere da, în altceva. Da, plăcere în altceva, da, da. Sora era deja căsătorită? Sora, da. Tu erai singur cu mama. Atasă. Da, eu eram singur cu mama. Mama trepta, trebuie de făcut casa, reparații, el trimitea bani, mama lucra mult, tăți banii îți așa, adică nu îți spuneai tu întrebări de genul ăsta, că vai, că eu după asta, înțelegi, când el a venit și eu am înțeles că vai, de capul meu, chiar... În... 12, 17, 5, 17 ani aveai no. când el a venit acasă. Da, da, da. Fată mare. Fată mare, da, așa și el a zis. Fată mare când m-au văzut cu ștrampi în jodă nasul, eu am spus asta și la Dorin, când m-au văzut cu ștrampi de capron, că el, când a plecat, eram în ștrampi de ăștia de clasa întâi, bac, de două, da. da. Albi. Da. Nu, nu, eram clasa 6. Da, dar da, oricum Era eram... Clasa 6 îmi în, în ștrampi da, calbi, da, nu ca la școală. Mai, da. da. acum nu, dar înainte așa. <laughs> <laughs> și când au venit, eu eram în ștrampi de capron. Dânsul atunci el o... de capron, așa un... asta se asociază cu femeie, Femei, matură. matură da. Și atunci el a că e gata, crescut. Deci la dânsul spun atunci nu, nu știu, că şi, da, o stat un pic și după asta. Nu știu, o stat un pic, o zi, două. Că el încă nu a realizat, știi, că eu am crescut. Dar s-a mai gândit să mai pleci odată sau gata? Da. Și-o mai încercat, dar nu i-o reușit totuși. el bucurat. a avut o leacă de depresie când a venit un pic că așa, e, îți dai seama, te obișnuiești acolo, te obișnuiești să vin cumva să facă bani, tu vii aici, tu n -ai de lucru, nu-ți nu vin banii constant. Nu-i mai adică, cheltui, da. mai cheltui sau mai cheltuit în general, adică a fost, a fost stres, după cum. Sora ta când s-a dus? În Portugalia? În Portugalia? Sau ea au fost și în alte țări? Nu, 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 în Portugalia s-a dus. Vai, dar când s-a dus ea... Tu erai micuță sau... Da, da, tot era micuță. E ca tata să minte precis că da sormea. Nu, cum? Să ai căsătorit în Portugalia? Un... Nu, nu, cu moldovan. E moldovan și sub căsătorit. Are copii? Are copii, da, doi copii. Tu ai o relație cu nepoții? Foarte bună, da. Când ai fost ultima dată la te... Înainte pandemiei. pandemie. Ai, a, ai fost da, în 2020 da. aproape. 2020. Ceva de genul, sau 2019, poate. 2019. Aha. Sau... Bălea. Fix, Fix când s-a început pandemia. Iarna și în martie s-a început pandemia. Da, atunci în 2019 pe 20, spre 2020, da, da, da. așa. Uh, sora ta a încercat să te trag în gol, să te muți acolo, să faci bani. Dar tot timpul vrea. E așa, nu mă cheamă. E vrea că eu stau lângă dânsa. E nu poate. E... Noi acum ne păcăm foarte bine, știi, la un moment um, eu cumva o susțin tot timpul, dau sfaturi. Blablabla. Eu sora și mai mare la sora mea și mai mare, știi? <laughs> și cumva ei mai ok, știi, cu mine, sunt mai bine. Gen psihologic și așa. Şi... Eu pot să nu fac nică. Adică să nu scurt. neapărat să vin să, să, o ajut cu copii, de exemplu, sau chestii, sau să fac curățenii. Pofic, da. Eu sunt și eu alături Adică ei așa de gine simte. Și eu mă sunt bine cu ei, dar da. eu am viața mea, eu nu vreau să trăiesc ca ei. Ei trăiesc foarte bine, nu e meu. Dar eu încerca să ți chemi încolo, în sensul în care să-ți găsească acolo de lucru, da, da, schimbi, da, de fiecare dată. Dar, mai ales și în perioada în care nu activai. Da, de fiecare dată. E Stai tu acolo e. și aștepți. Corect. E aici să faci, măcar o E bine? Acum e clar și te ține. Atunci, după facultate și până a înțelege și vrei să faci, e... până faci primi banii tăi, uh -huh. din joburile tale. Uh -huh. prietenii. Eu mă simțeam foarte bine aici cu toți, știi? Eu de-aș putea să iau pe acolo și să mă duc, da, eu cred şi... că te mai oprit ceva. Visele tale. Visele, că în da. Eu nu vreau să muncesc la negru chestii. Eu dacă să mă duc undeva doar să învăț, să lucrez profesie sau chestii nu. Eu nu vreau să muncesc uh, e ca așa, la zara Nu. No. Și crezi că ai luat de la mama și de la tata din familia ta? <hânt> tata a fost o timp, nu știu, eu așa și-l puțin am văzut, dar el e zeul meu și universul meu era cel puțin atunci, și eu tot timpul l-a văzut curtoi. Adică, înțelegi? Cu atitudine. El tot care aveți atitudine. Știi, de asta. Primul cu mașină, primul. Știi? Și eu cred că am, am luat că e coolness. Știi, nu știu, știu zici știu. că noi avem așa. un reperă în viață, tata, de obicei. Mm -hmm. te gândiți gândit vreodată că ai, ai, fi putut să capeți o traumă și o frică de abandon atunci când ai da, a plecat? Da, dar asta și-a fost asta Nu în sensul că te de abandon deja în relație. Da, adică, păi asta e sigur, cu siguranță am o problemă aici. Tu te temi să înțelegi da, relegi o relație da, da. dragoste mm -hmm. din frică de a fi abandonată da, da. și crezi că stă la bază plecarea da, că tata o da, 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 plecarea, Da, da, cu siguranță. Asta sunt greu Eu asta sunt greu înțeles, dar probabil trebuie să lucrez la asta. E, nu e de ajuns să înțelegi. Nu e de ajuns. Tu ai spus vreodată tata ta asta. Că tu ești rău meu. Noi când no, cu dânsul nu prea vorbim. Adică noi vorbim, noi înțelegem, dar noi nu vorbim. Și dragoste a fost în, Soviet, în Uniunea Sovietică, e Fraiurea. Noi ne-am iubit, dar nu ne-am spus nu niciodată. Și asta e rușinos. Tu crezi că tata tău vine schimbat când s-a dus la 12 ani și când a venit la 17 ani? Adică tu aveai 12 Da, da, da. Apoi 17. Nu, el, invers, el nu s-a schimbat atât. El Da, el nu, nu s-a schimbat față de mine. Mai ales că te-a lăsat copil. M-a lăsat copil și când a venit, o cred că tot s așa. Și își regulii reguli lui părintești de astea. Autoritare. Da, autoritare. Sunt vie aici, sunt și la ora asta, Și glumești. Tu nu te duci nicăieri. Smâsle, nu mă duc nicăieri. <gângăt> eu să mă duc. Deci dar, a fost da. conflict -a... serios după ce a venit. Foarte eu serios. Noi la cuțit ne certam. Și după. De s-a întâmplat? Eu... s-a întâmplat eu... ca să aveți de acum o relație bună? Am început să lucrez. Ah, faptul că era independent financiar. Da. Am început să și l și lăsat schimba atitudinea și eu probabil ne-am schimbat atitudinea, știi? Să -am fă, că atunci cum? când devenim autosuficienți, în sensul că nu depindem așa de mulți de soț, de tată, de mamă, relația da. schimbă. Da, 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 da. Banii, în general, asta e libertate. Eu tot timpul așa am considerat. Da, Dar cu mama au fost tot timpul a, așa? Cu mama săracă, eu nu așa de eu Am fost foarte rea în adolescență. Foarte rea, deși eu, eu, eu ies o chinuit cu mine tare mult pentru că eram rebelă, că na, tata nu mama nu știu. fac rău, poate veni acasă, mă bată. lasă exact, să vin acasă, mă vin, bat. mă bat, era tot una, să vin acasă. Inconștient, cumva, eu după asta am înțeles. Mama, săraca, că tu tras după mine. Fugem de acasă, e, în ferește. Mama își rupe păr din cap la un moment dat, adică, buni. Da, sora, da? Ea era, plecată deja. Era plecată, nu avea treabă. Cum nu avea treabă? cumva mama s-a cu mine. Da, da, acum e foarte aproape de tine. Am presa, că foarte bun prieteni. Da, 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 da. Dar cu toți, eu și cu sora mea, gata, eu am crescut. Eu... Apropo, tu ai fost discriminată la școală. Da. Între... Uh, bullying am avut, da. Da, da, profesorii eu, cu tine. Uh, profesorii... Uh, uite, eu m-am mutat la o școală gen mai... Uh, chiar așa de bună. M-am mutat la liceu. O școală simplu în care m-am mutat după care vreau, dar eu vreau foarte tare. Eu plângeam, mama e vreau la liceu. Pentru că știu că acolo e prestigios și eu vreau acolo. Și m-am făcut tot posibil și m-am mutat la liceu. și m-am dus acolo și la mine a fost un fel de, nu știu, m-am simțit eu, e ca nu... nu aparțineam grupului și la acolo, tăți erau curtei, erau, nu știu cum, știi. Învățau toți, nu știu, deși bine, Dacă nu învățau bine era un fel de, știi? Mm -hmm. uh, și eu uh, cumva am avut așa, am avut un fel de șoc, nu știu. Și învățam foarte rău. Deci eu, dacă la școală acolo eram prima, eu când am trecut la liceu, asta în clasa 6. a, ah, dar atunci s-a plecat și tata, stai. Poate Ei. să aibă vreo legătură toate aceste evenimentele în fine. Uh, și am început să învăț foarte, foarte rău, deși eu din doi nu ieșim. Eu nu învățam, eu pur și simplu nu învățam. Mm, asta e una la mână și și m au afectat, dar asta vine din, din mai înainte cu învățatul și cu... Și eu început la un moment dat să învăț. Eu nu vreau să fiu proastă. Cum credea lumea. Eu am avut bullying și pe faza asta de la profesori, e ca aici. A fost faza cu profesor, nu cum arăt. Că eu atunci am început să mă îngraș dar anume profesorii cumva, știi, știi, cum profesorii dacă da. asta nu știi nică niciodată, știi? Gata. Înțelegi? Da, de pune, din prima. Din prima, da da, da, da. Dar eu eram cumva, nu m-am adaptat așa de ușor. Deși eu, acum eu mă adaptez destul de ușor la... Pe urmă de am și și numai e credibilitate. Da, 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 exact. Și eu tot timpul am fost așa, omul care, fata care nu-s tare bună, l-a învățat. Prostuț, mai în scurt. Și da, am avut, am avut așa un stres și am avut bullying asta din partea la profesori. Uh, și foarte greu ne-a revenit. Eu foarte mult am ușit pentru asta. Mult. Eu am învățat, eu mă dușem dacă îți vin atunci au apărut cafe, internet cafește. știi? Uh -huh. Toți se dușeau acolo să joașe, dar eu mă dușem și citem de pe Google. Și e ca așa, și înșet. Am și -a pus și la școală să învăț mai bine. Bacu. O venit Bac a fost superb. Adică le da bine? Eu l-am dat pe pregătit. 10. Tu ai avut 10 la Bac pe linie? Pe linie. Înțelegi? Deci din copila și care, care era considerată de învățători, profesori, da. slabă, slabă, da. 10 pe linii la Bac. Da. Și am o, ușit zi. mult am înșit, am învățat după asta, eram așa de bună, că toate ăștia care sunt de mine, care sunt acum prietenii mei, care îmi făceau bullying și pe faza de fizic și pe Și era că ei erau așa pricaliștii clasei, da? Mm -hmm. era, acum ai bullying să numește, atunci erau pricaliști. <laughs> da. <laughs> ei oricum o afectat, îți dai seama. Ei sunt pricăleau și că nu știu nică și că nu știu. Asta a fost satisfacția mea, că ei, la un moment dat, și de limba română mai ales și literatură eu știam binișor acolo, mă descurcam bine. Și atunci eu început pus copii cumva de la mine și asta a fost satisfacția mea și e mai mare. Că mai precăleu că și odată, nu știu, m-am nu știu și m-a întrebat și vrei ca moș Crăciun să aduc bla, 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 și eu zic pentru că am fost bună, dar gen la, am și va de genul de învățătură că am învățat bine, știți, uah, ha, au început să râd, mai ales ăștia, pricaliștii. gen, nu am învățat bine, dar pentru mine era Chiu. foarte fain, pentru că eu nu am luat doi, dar am luat șase. Da. Și pentru mine asta e super bun, știi? Și pentru că am învățat bine, vreau și ăștia că nu început să râdă. Gen, și asta e bine. Înțelegi? E ca de concurența, în primul rând, trebuie să fie cu tine. De da. De ieri? De ce de azi. Cea de azi, da, absolut. absolut. Și în cazul ăsta, eu cumva am avut o satisfacție atunci când eu copiat la, la limba română. Ca să vă arăt eu. Și eu v-am da. arătat. Cumva, da. Bacterine. Eu ne-am arătat mie mai mult, clar. Eu nu știu jurnalist după bacalaureat. Da, uite, eu în școală, după asta, când am crescut, cumva, și am și pus să am prieteni, am și pus să mă încadrez foarte bine, am și pus să învăț mai bine, și tot așa, adaptarea asta a fost lungă, grea, și așa, dar după asta eu am eu eram, noi făceam foarte multe chestii extrașcolare precaliștii clase care suntem acum best friends și acum, deci să înțelegi în clasa deci așa. tu dușmanii ți faci da, prieteni da, eu așa șam am zis, da, dușmanii eu îmi fac prieteni și um, haterii în urmăritori ah, da, 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 bună, așa mă, bună lecție, de atunci m-am învățat nu știu cum reușesc asta, sincer să fac dar așa m-am învățat eu foarte bun, hm. dușmanii trebuie să ți aproape Că ei te motivează. Nu, că prieteni, e super păi da, dar ei atunci te-au motivat. Ei atunci m-au motivat, da, absolut. Ei, și după asta eu foarte multe chestii extrașcolare. Uh -huh. Și am avut și un radio a școlii în care noi eram implicați. Și noi acolo făceam programe, tot fel de chestii la recreație. Noi eram tătătă, povesteam nici nu știu dracu și puneam muzică, bla, bla, bla. Plus că eu eram DJ la de pe Da, clasa 10, a 11, a 12. De acolo s-a început. Uh -huh. A 9, A 9, 10, a 11, a 12. că acolo la mine viața. A început, a început, normală, la liceu, faină. știți să Exact, la exact. Și da, și eu făceam atunci, și mă gândeam, băi, radio, îmi place radio, chiar îmi place. televiziunii, știi, cumva punea muzică, nu știu ce, știi, adică eram cumva atrasă de jurnalism, știi? Eu credeam că asta o să fac. Și, și asta ai făcut. Am făcut și radio, am făcut, apropo, da, și la de la muzefem, și... Da, la Muză foarte puțin timp, dar am pus muzică, tot așa. Acum sunt DJ, de fapt, tot ce făceam eu în liceu. la televiziune? Am lucrat la televiziune, da, la radio, la... Dar la facultate, cum a fost? Crezi că e o facultate? Uai, ce dat am așa? Da, sorry, așa, un ceripi. Știi că foarte des acum vorbesc tinerii că facultatea... Eu în facultate l-am întâlnit pe Florin. Ok. Deci, cool. Super. Eu în facultate nu am învățat foarte bine, evident. La universitate de stat ai fost? Da. Okay. Dar oricum ne-am evidențiat. Știu? Am putut și acolo să ne evidențiem. Ok. Da. <laughs> și pe Instagram după asta? După asta, da. Dar asta e un drum vesc de, 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 de mult, de fapt. Zic da. ca personalitate, cum am crescut din, din copilărie după care liceu care ne-a dat peste cap situația, după care eu am învățat cum să mă dezvolt, cum să fiu, să învăț și așa, și așa, și așa, 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 până am ajuns să înțeleg cum funcționează lucrurile pentru mine. Și s să că facultatea relații? Da, da, facultatea ne-a dat relații. cunoștință. Și -o viață o interesantă de student. Cunoștință, o leac. Mai mult viață, viață, viața, dă experiență. Partener general OTP Bank Crezi tehnici de a te de a reveni la sine, de a te întoarce la tine. Tu ai Dumnezeu cred că tău, totuși cât de tare ne îmi place să socializez să fiu acolo, ne îmi place să fiu, să, fiu, să fiu singur. Eu m-am învățat să îmi plac să fiu cu mine. Și nu -mi trebuie să fiu un timp singur și să mă retrag de tot. Și să sufăr, eu sufăr, oi, blin, și mai sufăr, doamne ferește. și pot stau un caș, să plâng, stau singur, să mă dau cap de perete. la modul ăsta. Și gata, am revin, numai că eu un timp. Eu îmi voi. dau voie, voi. da, absolut. Dar altfel nu poți. Dacă tu înhibe, asta e rău, După asta se refulează cu... în tot ce vrei. Și atunci când sufăr și când ceva nu-mi iese, de exemplu, dar nu prea iese așa, dar s-a mai întâmplat. -am aminte, sunt momente, de exemplu, nu știu, nu ne cu televiziunea, da? Și... Adică, de exemplu, da, 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 da. sunt momente totuși când tu ești așa. Da, da, da. Um... Așa, sau o dragoste neîmpărtășită, da. sau chelea măsă, sunt multe. Ca exemplu, îți dau. Da. Păi atunci, da, eu trebuie să mă retrag și să, să sufru așa, dar tot, știi, îmi voi dau voie, tăt să fac, tăt. Să mă dau și capul de pereți dacă trebuie. Și să mă... Știi? Și să plâng și să stau jos, vreau să stau jos. <laughs> știi Pai. de... Înțelegi, Anume, ca așa, și ca, ca în filme și să pragă în pernă. Și dar îmi dau timp. Atâta. O zi sau două, sau depinde. Și gata. Și m-am adunat și gata. Ca să nu începi cum te complași în nu, victimizare. Nu, 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 tu începi clar, clar. Ți-ți -ți plași, sufri. Ne-mi plași, De exemplu. Dar cum ne asta, asta e intensitatea emoțională a? în care... Normal, da, îți ți plași, suferi. În general, oamenilor, multora. Nu nu la toți. Dar, da, și eu atunci îmi dau timp ca atunci gata, mă bag în... După asta știești lacrimile și tac, ce vei Da, trebuie de făcut. Ue, blinde, când am postat, what the fuck. trebuie să fac și asta. o, TikTok, da, Gata, ne-am revenit. Nu de tot, dar încet, încet, încep să revin la viața mea normală și gata, încep. Și în capul meu e pafic, pafic, eu pot, eu pot. Și, și tot te cu cât mai jos, te duci Cari, cu atât mai, sus. sus se poți adică... eu îmi dau voie să sufăr. Chiar îmi place. Da, Unii ori să am în mintele astea și pe urmă Știi, și te eliberez parcă, un pic. Știi? trebuie asta. Și deci, e ok să plângi, ok suferi. Pentru mine asta e ok. Nu da. să nu vadă nimeni și chestii ah. de astea. Știi? Adică tu pentru tine nu ca să vadă tăt și să te liniștească tău, și jertva și victima. Da. Te hrănești mare. cu da, asta. Da, te hrănești cu asta. Nu, nu, nu pentru tine. Să ne întâlnim și să ne jăluim unul la da, altul. Dar îmi place și asta, îmi place și asta. Eu pot să mă jălui, știi, și eu mai mult de, și, de sănătate. pieț. Dar știi ce e de grav când te jălui de sănătate și ai vreun viciu sau e ca, de exemplu, cum tu, kilograme în plus, apă deodată... Ei, vezi dacă fumezi! Ei, vezi dacă, dacă, ești gras. Dacă ești gras, da. Și tu te că nu primești ce și vrei, compasiunea asta, nu, nu primești. Mm -hmm. Tu vrei, îi leac de jelită. Îi de da. Da, dar ți ce și ți spune. Nu, Ei, nu, vezi? E. Nu, nu, nu e adevărat. Nu primești. Nu, nu asta sormea îmi spune. Asta e de tot că ești gras. Sorme tot timpul o și e slabă. Că tot are tendința de a se îngrașa dacă mănânc un pic mai. Și apoi tot timpul, tot viața o o suferi din cauza asta. Și o ținut diete. pe viață pe diete și tot timpul mă bătuși pe mine la cap că nu puteți să cum eu pot. Să... Eu cred că tu ai inspirat foarte mulți oameni în sensul ăsta de libertină și de acceptare de sine. Da, da eu da, vreau da. să fiu un pic mai slabă, da, eu da. mă sunt mai bine la un anumit număr de da. programe și nu la asta. Dar... Dar, asta nu înseamnă că vreau să intru în standardele astea instagramistice. Una la mână și pui mei, nu trebuie să sufăr în fiecare zi și doamne ferește să mă biciuiesc de atâta că să acum așa și acum așa și să fac. Cum să trăiesc Am două, mai departe. că e, să mă accept sau nu. Când exact. Reasc, nu că altfel nu funcționează. Nu că te accept sufer, te accept să nu suferi pe tine. <laughs> <laughs> Știi? Și atunci mergi pe... Și atunci când tu te accepti, începi, mergi prima etapă, într-un fel, așa, ne-am pus eu în cap, nu am citit nicăieri. Acceptarea, după asta, iubirea de sine, Înțelegi? Când tu începi să te accepti cu toți minusurile, tu începi mai mult și mai mult să te iubești, să te dragă de tine, tu începi să te îngrijești, după asta tu începi să mănânci parcă mai sănătos, totuși parcă nu ți-e gine atunci când mănânci. Uh, înțelegi? Da, 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 Și tot așa merge spre o schimbare la vrei. Tu începi să te biciuiești, tu începi poate și, de exemplu, de slăbi, da? Tu începi să slăbești, da, dar tu pe urmă poți Adică asta mai nu da. merge, da? Tu te urăști, tu, și tu oricum nu devii fericită. Deci, într-un cap, tu poți până la urmă să ajungi la scopul tău de a slăbi, dar tu la ce vrei să ajungi, să fii fericită așa cum ești, indiferent slabă sau gras. Sau tu vrei pur și simplu scopul tău de a slăbi și gata și de acceptarea societății. Dar tu oricum ești nefericită. Depinde care e scop. Eu zic, scopul tău trebuie și să fii fericită, indiferent cum. Înțelegi? Și gata. Și te acceptă și societatea așa gras cum ești. Da, societatea noastră de închis și mă acceptă de și să fac. <laughs> <laughs> Înțelegi? Când tu ești așa, ok, știi? Pentru că dacă îți faci lumea ta interesantă, da, și tăți vor, vor să joace în, în lumea ta. În lumea ta. Da. Da. Vor să joași, când tu ești. Da. Cu tine, păi, știi? Dar dacă ră. tu nu te accepti. Da. Dar dacă tu nu te accepti, lumea nici atâta. Mai tare vrei da. să disparte de tine. Ești ca un magnet de care respinge. Dar respinge, da, respingere răspinge, da, dacă tu nu dar asta te ține de atitudinea ta, atât frumusețea ta ține fix de percepția ta față de tine. Percepția corectă. Pentru că unii se cred mai frumoși decât frumoși, în sensul de... Da. Na, mai frumoși decât sunt sau mai fain decât sunt. Știi? Percepția corectă a lucrurilor, a, a, felului Obiectivă. Tău de a Obiectivă, da. A, da, mai, mai, asta. Obiectivă. Că adică, oricum suntem subiectivi, dar... Și atunci și înțelegi minusurile tale. Evident, tu trebuie să-ți înțelegi minusurile, plusurile și să te joci. Eu așa fac. Eu. Eu mă precălesc de minusurile mele și pun în evidență plusurile. Și ne place de mine. Uh, accept pe toți. Dar eu m-am acceptat pe mine de și accept pe toți. Am mai mulți oameni care uh, într-un fel mă iubesc, gen, știi, sau să uită la mine, sau mă admiră, sau nu știu, decât mă dă hate. Mult mai mult am oameni de ăștia. au rolul pe care l-au avut pe caliștii de la liceu. Mai... Da, de pe asta zic. De, ei îți dau foc la fund în sens ca să... Ei te motivează. Ei mă motivează, da. și cineva motivează da, eu am observat, mă, mă motivează un pic de critică sau hate sau așa. Dacă te Dacă mă -ți -ți gata, bună, eu nu mai fac nică. Bă, nu vreau să merg mai mult. În general, chestia asta cu aprecierea de sine nu, prea sunt... mult, asta e tare periculoasă. E periculoasă. Când tu crezi despre tine, că ești super de știa. Da. Imediat. Mergi în jos. Dar da, când tu de timp cauți ceva de să mai faci, să mă ta corectă față de... Obiectivă, da? pardon. Față de tine. Să înțelegi unde tu poți și nu poți și nu ești. Cât de multă ești, cât de puțină ești acolo când trebuie să vorbești, când trebuie să... Ei, evident că nu poți fi tot timpul. Dar, oricum, că de cât obiectiv să înțelegi cum, și cum funcționezi și și merge la tine și nu. Asta foarte important. Asta e o cunoaștere probabil. Eu încă trebuie să mă mai cunosc mult. timp. În Eu nu știu astea. dacă noi vreodată ajungem să, ne cunoaștem așa. 100% da, pentru că pe trebuie să-ți afli limitele ca să tu să te cunoști așa. Înțelegi situații de astea, pf calci, prin calci, jiratic, da, prin Da. te băga? Dacă a fi stibaj. Pentru calci. Content. <gătări> ah, ok. <gătări> sau, sau, pe... Mă, pe să pe, spun pe, o, o chestie. Eu ne-am dat, da pentru, eu ne dat da, pentru content. Eu ne-am dat seama o chestie. Asta mă motivează foarte mult. Ce să name? fac niște chestii care probabil nu le-aș face. Dar pentru content? Pentru Dar pentru, ca pentru ca content, a... content, că asta e interesant. E interesant și pentru mine, ca content. Eu aș vrea să văd așa ceva. Înțelegi? Și probabil asta zic, oh, shit, <laughs> de să fac. Pentru content aș face multe chestii. Deci n-ai face. Uh, am zis. am niște principii care nu le-aș nu le încălca. Adică, acum, eu zic așa, mâine nu știu, dar acum nu aș face sex, de exemplu, pe internet, înțelegi? Pentru content bun. Uh, sau, uh, m-aș dezbrăca, de exemplu, da, n-am nicio problemă, oricum. Ai fost și asta la plaja din Odiști? Da, da, da. Adică asta nu, pentru mine asta nu ceva. Da, nu este ai fost la plaja din Odiști? Da, 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 pe acolo stă. Eu mi se pare că acolo poți să înveți multe lucruri despre tine, în primul rând. Da. Despre cât dar de te accepți tu sau nu te accepți? Da. când Că în rest nimeni nu sunt la tine, că acolo sunt alte sute da, de nu mii. nu au treabă, domnule, de oameni. Dumnezeule, da. Nu au treabă cu tine. Gen, tu... Da, dar e vorba despre tine. Tu, După cum așa, tine, da, tu da, înțelegi. Cât de tare te accepți, cât de tare te simți ok. E, da, să te da, măcar o dată în viață. Da, foarte Asta nu mori prost. Bă, asta, asta, asta. Asta am făcut și eu. Am zis că să... Dar prima dată când te-ai te zbrăcat, aveai o rușine. Da, Mama și tata la strășeni Tu au zis nu rușine, mă faci de rușine. Nie, rușine, da. Normal că avem o rușine maximă. Și gumea, știe, eu Dar eu, eu stăteam la plaja din Udici, dar eram în, în, în costum de baie. Dar stăteam. Dar nu te dăi afară, Ce că face control nu, nu, înseamnă nu. să nu ai face control. Nu. nu e adevărat. Acolo <laughs> vin toți. Înțelegi? Acolo vin toți. Și nimeni nu spune nimic. E ca la ăștia care... Zbrăcat? La plajele care sunt îmbrăcați nu poți vii dezbrăcată, dar la îmbrăcați poți să vii cum vrei. Vezi și libertismul acolo. Și da. libertate. Înțelegi? Accepți pe toți. Ești nervoasă? Cum îți manifesti nervii? ți manifesti? Da, e normal ei... că îi manifest. Da, da, da. Te-ai sfătit vreodată cu cineva uh, acum în ultimii ani? Primul rând cu flor. Ok, asta e în dragoste. Ne trimitem în toate locurile posibile. A, și vă păcați după A, dar noi, nu așa vorgim. Ok. <laughs> A, ok, da. nu, da, chiar asta. și mm -hmm. Da, 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 că chiar în vamă m-am certat cu un prieten de-a meu, pentru că încălca pătura cu plin de nisip, dar eu nu prea suport Adică îmi place plaja din Sib, dar cu pături cât de cât la maxim curățată. Că așa nu suport eu pe piele. Fiecare cu lui. Da. Ai un... e vreun se ceva, știi? obsesie obsesiv, obsesiv compulsiv. compulsiv. <laughs> uh, da, nu suport cremele pe corp. Să lușui. Să lunic, să slipești. Să de gheață. lipești. Eu asta, nu suport. Și e ca nisipul, e la așa efect e ok, adică oricum, este, este, nu 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 că fac mari zar, dar nu-mi place. și atunci când am fierzi. văzut că calcă. calcă. cu picioarele pline de săpi pătură, deci ne-a sărit Căpășel. căpășelul, și, da, și știe că nu-mi place. Ei, în fine, și m-am certat. Și, da, poți fi urea. Poți fi urea. Da. Și la lucru. Mi-e spare că atunci când îți manifesti și trebuie să-ți manifesti nervii, prin a spune sau chiar a striga dacă e cazul, uh -huh. pentru că am impresia că așa stabilește limitele. Da, tu până clar. aici ai voi. Nu, mai cred... departe tu nu vine la mine cu nimic. No, eu până aici primesc tine. Deci nu, asta e ideea. Da, da, eu sunt de acord cu tine. Nu sunt de acord că trebuie tot timpul să strângi sau să faci scandal, știi? Asta e ideea mea, de fapt. Este ok să te superi, este ok să stabilești limitele prin asta, pentru că așa și mm. se întâmplă. Mi se pare o ceartă, dar iarăși nu cu scandaluri de astea, cu aruncături, cu, știi, un fel de... E că asta nu-mi place. Știi, când tu începi să te manifesti deja, știi, peste limite. limite, da. Să spui, să poți să spui nu. Înțelegi? Dar nu Tot ne e prea dragul să nu te dragoste să faci. Nu, e ca foarte greu. Și eu m-am învățat foarte greu să spun nu, nu vreau. Când nu vreau vechi? să fac asta. Da. Și eu, ok să nu vrei să faci anumite nimeni, nu... Um, cât de dragul o de exemplu. Tu nu... Nimeni trebuie să impună să faci niște chestii pe care tu nu le vrei să le faci. Din complezență le faci. Da, din complezență sau așa. Deci asta e foarte greu. Dar asta tot e respectul față de, sine. De, de sine da. Eu mă autoviolez. Da, evident. Pentru și eu trebuie să... Stau să și așa să, 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 Da. Nu trebuie să mergi împotriva Asta e iure. Nu ajungi departe. Ajungi să ai bani și pe urmă. Ajungi să n-ai... Să ai respect față de sine, să exemplu. Sau, nu știu. Ajungi să suferi, mai scurt. Da, pentru că, în primul da. rând, tu cu tine. Te... Da. da. Sunt bine, da. mai devreme. Da, Dacă da. Tu cu tine, nu, nu tu nu cu alții cum. Cu alții cum da. Și nimeni, nici nimeni nu te acceptă. Ajunge o frustrată bătrână de asta, că mh, toată viața ne udalas. Și atunci unde ajungem, știi? Și nu ți sunt nici tu bine, nici alții cu tine și tot așa. Și singură, aiurea, mori singură, doamne ferește. <laughs> care sunt lucrurile de care ești mândă? Când dat autograf, sunt întâmplat recent și mă bucur. Că, că am făcut două facultăți jumătate. Mai sunt mândră că am ajuns ca părinții mei să mă iubească așa cum sunt, să mă accepte. Ei mă iubeau, dar... Tu aveai un dubiu. Aveam un dubiu. Era la ei, tine da. problema, de fapt, evident, cred că. E evident, evident. un părinte, nu e, de fapt să zicem că nu-l iubești, dar nu, tu, te ai rezolvat totul cu tine, cred. Nu. Cred că am ajuns cumva așa m-am impus, înțelegi? Încât ei m-au acceptat așa cum sunt și nu mai au nici, nici să-mi reproșez. Deci nu-i mai dau voie. Asta îmi place. Mă mândresc cu asta. Mă mândresc cu ce? Încă... Hm. Apropo de părinți, tu crezi că ai contribuit la o schimbare în viața lor? în mentalitate, da, în felul da, de felul de, da. în felul, cum, felul meu de a fi. Și te -a făcut E așa de încât comportamentul văd, lor. Da, după comportament, după cum gândesc, după cum acționează, după cum au păreri față de alții, de exemplu. E numai, știi cum? Ei zic așa, nu mai îndrăznim noi să zicem ceva de așa când copilul meu e cu drăduri și cu tatuajul cu și vrei și zic de așa. Normal om. <laughs> da Dar asta e cumva, îi, știi, da, adică, un, cumva un fel nu mai judecă. Un fel de, da, așa cum știu ei, dar e un fel de a învăța. Da. Să nu mai judești. Uite ce zori Da? Da, da, da. Și, da, cumva am contribuit cu felul meu de a fi. Așa e. De, 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 să zic, m a acceptat așa cum sunt. Mai are ce să fac. Că oricum făceam cum vroiam vrei aici? să bătrânești în Moldova? Măi, mai mă că da, ne place și eu am înțeles. Tot timpul am crezut că eu să mă duc de și eu, eu, nu sunt omul care stau în Moldova. Nici mama nu. Pentru mama e foarte ciudat că era sormea și care tot timpul îi spunea că nu, Irina, Irina, spune, o, stai o în, în, țară. în țară, și Cristina nas. Nu, ei, că mama îmi zice pasăre călătoare, adică eu sunt liberă, eu nu as pot și, eu, și mama așa cum am spus, că s-a întâmplat, vai cum s-a întâmplat invers. Deci sorta e plecat și tu ești aici. Deci nu, nu... Tu vrei să mi Nu-mi place în Moldova. În Moldova. Moldova. E de E de aripi. Nu știu de ce. Ești iubită aici în țară. Nu numai pentru asta. Eu nu deodată am fost iubită. Înțelegi? Adică eu acum am devenit așa. Pentru că sunt foarte mulți oameni și societatea e destul de limitată pentru că așa eu aici pot să mă manifest. Libertatea. Înțelegi? E Eu în altă parte n-am cum. Adică atâți acolo să așa ca mine. Liber și fai. Și acolo m-aș să bine, cu siguranță. Știi? Dar aici, anume, asta mă motivează, să mă motivează atunci când pe mine. Mă critică, mă, știi? Mă închid. O eu atunci vreau să demonstrez cel mai mult tot ce pot. Sau să ies din tipare, sau să știi? Să rădică drederile și... Știi, anecdotul și ăla. Eu schizam, mă, Nu știi? Bine, este un anegdot să zic. Apoi e ca atunci pe mine mă rupe. Înțelegi? De asta da. și Moldova Dănie are. De, asta, fix, te de asta. -te. asta te hrănește. asta alimentează. Da, alimentează, da, cumva. Și eu, ah, voi, nu înțelegeți ce asta vă vreodată. Dacă e ipotetică ai putea schimba ceva în țara asta pe care tare iubești și nu vrei să pleci de aici, ce-ai schimba? Ce-aș schimba? E ca să Cred că de aici pornește tot. Dacă aș putea, de exemplu, orice, da? Orice. Da? cred că aș oamenii să trăiască mai bine. Deși a să pornească Să ai mai mulți bani, o să vrei și la spectacol? Serios, și la film, mai stai. timp mai mult. Uh, cum, timp liber, relativ, dar oricum o să ai libertatea de a te de a consuma și artă și cultură și mai multe chestii. De a te dezvolta. Cred că de la sărșii pornești tot rahatul în care suntem. Eu cred că așa. Hai, nu poate greșească. Hmm. Și crezi că te au marcat parcursul vieții? E urmărit, poate, parcursul vieții. mi îmi tare Andreea Marin. Și -o ah, să da, eu visam ah, da, da, uite, ne-ai zis acum de Andreea Marin și ne-am amintit Teo. Teo Trandafir. Da. Să minte emisiunea ei? Păi cum, da. da. Și interesant da. e că ea, apropo de kilograme în prost, da. era foarte plăcută publicului și foarte, plăcut, lumea, am? foarte multă lume care o iubea în perioada așa cum era. E până la urmă totuși o decis să-și micșoreze stomacul. O Stomac, da. devenit destul de slabă. Mm -hmm. și a pierdut. Da, ai observat? Da, da, normal că E Ești acum mai iubită, dar atunci nu, era pierdut, mult mai iubită. Și ei spuneam eu la început de emisiune. Da, eu înțeleg, eu știu ce spui tu, dar înseamnă că nu a fost uh, pe asta ea și Ce avea ea. E trebuie să... Um, e suplinie o chestie cu alta, știi? Și -a zic... Da. Poate și la mine așa, dar nu cred să de, de apă, nu pus pe gânduri, ue, bălea, trebuie să mă îngrăși înapoi. <laughs> Era mai grasă. Dar tu te-ai apucat de schimbări de este? Te-ai apucat? Te-ai, la condiționat. Da, trebuie să mai slăbesc un pic. Nu, te-ai apucat de... O, la operații la stomacul. A, ah, dar tu știi că m-am uitat. Adică nu m-aș apuca, dar m-am interesat, cum ar fi, înțelegi? Ok. Adică... Ceva acolo, un taracan... Da, era. un taracan ce chiar zic, zis. Dar și spune unde au pornit. Deci nu m-aș fi gândit la asta. Dar au fost foarte multe, mult, multe femei urmăritoare de amele mele care mi-au trimis că și-au micșorat somacul. Mm -hmm. Și mi-au trimis poze, două posle și chestii de genul. Unde, cum, prețul și așa. Deci, adică un povestit istoria lor. Și eu îmi bă, și fain, știi? Adică cumva m am uitat și m-a influențat asta și m-am uitat, m-am interesat, dar nu cred că aș face asta. Totuși e foa, nu... Despre durere, suferință mai multe. Da, asta. adică e prea radical pentru mine. Eu nu sufăr totuși așa de mult, că alea au o tare mult. Adică după ce ne-au povestit și istoria și de ce au făcut asta, știi? Și it's ok, it's ok. Dacă ele, da, pe dânsele astea le-au ajutat, știi? Dar eu cred că nu am sufăr totuși așa de mult din cauza kilogramelor încât eu să ajung la pasul ăsta. Poate și să ajung, eu nu știu. Acum nu, eu așa cred, acum fix în momentul ăsta. Nu cred că vreau să fac asta. Apoi vorbeam <coughs> despre ieșinte de marcat, că ne-am rupt. Eu ești Ion spus Andreea Marin, tu ești Teo Trandafir. Teo, Teo Trandafir, da, asta a fost. Ea m-a marcat așa că ca... De asta cred că și vorbeam la televiziune, de asta și Serios? Cum? Da, da, da. De asta și... Da, uite, ne-am amintit că uitați în momentul ăsta de Teo o trebuie. Serios. Deci de asta cred că m-am dus la jurnalism. Da, da. cum am încoace. Oameni pe care ai descoperit, și nu neapărat din afară, oameni pe care chiar ei cunoscut. Care m-au inspirat. M-au marcat Cresc. foarte mult pe o Îl Al știi? Mm. Piotr Ali. Eu cu el am făcut uh, show-urile astea fashion, anti-fashion show-uri mai okay. mult, mai degrabă. Uh, Performance-uri. Cu el m-a marcat mult. De ce? Ce ți-a plăcut uh, la el? La personalitatea? El mi-a deschis uh, ușa asta spre artă și mi-a arătat ce înseamnă misticul, apropo, ce înseamnă artă în general. El m-a marcat mult pasionează acum, după ce te-a da, marcat da, partea evident. asta de mistică? Da, 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 nu tot timpul. Eu, eu stare curioasă. Sunt curioasă, să Nu contează, cred sau nu cred. Din curiozitate, pur și simplu. Că... Cite, am citit. Ce am înseamnă mister? Nu În pasionat acolo cu Pietru? M mister. Tot ce nu e explicabil. Ocultism? Ocultism, de exemplu. Una dintre. Tot ce nu îi pară Normal. Asta cu vrăjă. nu cred evident în asta, nici nu cred în vrăj măcar, dar e interesant. Vezi tu, vezi fost... Ai 33 de ani, pe ce ți-ai legat? Cu 34. 34. Pe ce ți-ai legat cu nunia? A, păi, da, e ca așa muzică. în <laughs> s să legat. Andrei dreduri să legat. <laughs> legat cu nunia în dreduri. <laughs> Ia ca unde s-o legat. Dar tu ești legată <laughs> de-a Dar m-am legat de da, da, legată de-a nu merge, vezi? Nu funcționează. Mai aștept, mai nu, e interesant, da, lumea asta. E interesant, scoare curioasă. El mi-a arătat -o. El nu face o sau așa, pur și simplu e la fel interesat de chestii. Și am făcut și show așa, bazate pe misticism și... și, 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 și misticismul vine de știi, din cultură și așa, din tradiții, din asta. Și atunci, e, de exemplu, biserica îmi pare foarte mistic pentru mine. nu-mi place religia, ne mi place, știi, și îmi place, place biserica de exemplu, în sensul de um, mistic, mistic de, de loc, de tradiții, de lumânări, de, de construită, de, um, fum. de, fum. de fum, de acolo se pare un show performance. Oh, acolo e ca show performance adevărat. <gâng> e, da, da, da. Și ne place cum arată. Eu, eu, eu parcă eu te cu tine cu niște știi, 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 văzut știi, -a cu... serialul Pasiuni cu Tabita? Nu. Era un film cu vrăjitoare. Sabina era. A, ah, ba la... da! Dar cum se Tabita. Nu. Pasiuni se numea filmul. Pasiuni? Da. TVR. Re. <repe> Sunset Beach, pasiuni. Da, Sunset Beach m-a uitat, dar pasiuni? Așa se cu Tabita. Pe dânsul a chemat Tabita. Ea avea o păcușă care să învie băițelul și ala, știi? Da, Uite, dar eu am uitat. Da, 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 mai Și era vrăjitoare și eu foarte tare ne amintesc că mi-avea multe brățări pe aici. Apoi eu așa mă Așa E ca eu cum mă văd bătrână. Eu mă văd cu așa multe, multe brățări, așa, cu părul alb, așa... Dar tot în drăduri? E, da, da, eu e ca eu mă drăduri văd... Suri. Drăduri suri, așa, cu un coc așa mare, cu un ceva alb, așa, de genul... nu se numește asta, așa, marocană chestii, știu, mm -hmm. rochii de asta, așa lăsat. Mult cu multe, așa, brățări. Pifonul la un castel, așa. <laughs> câți bani faci, i cumpărași Hai, nu mai fac eu așa mulți bani, doamne, chiar îți credă lumea că fac de fie de bani. Nu, nu dredurile astea cât Nu fac mulți bani. Costă cât te duci tu timp de jumătate de an la coafor. Ah, ok. Dar no. tu nu te mai duci, da, o dată exact. la ridere. E tot așa. Adică nu fac așa mulți bani, doamne, chiar puțin. Să vină, să vină banii. Să-ți bani. faci mă <laughs> Da, apropo de vrej. eu înțeleg că tu nu creezi în ele. ți, ți, -ți par se pare interesant? Mie se pare interesant și... ca, ca e... Nu știu, activitate. Ca performance. Actizitate. Da, ca performance. Serios, da. Ai participat la asemenea chestii? Da, e, da, da. Foarte curios. S-a întâmplat ceva? ceva? Nu. <laughs> nu, s-a întâmplat aparent după asta. E, -o E perioadă... tot e explicabil, știi? După asta ne-am Dar îți așa... Uh până ziua Nu. În clasa de rață nu, crezi? Nu, nu, nu. Ei, da, și prostii De ce am Dar poți să faci și tu de crezi, Tu crezi? Nu. Uh... Nu crezi? Nu, nu știu. samo și prostii Mi se pare că e foarte periculos, crezi, în ansele? mai ales e foarte periculos, crezi că ți zis ceva făcut, pentru că tu te programezi cu ceva da, negativ. Na, da, da, absolut. Foarte periculos. Crezi da, așa e periculos, crezi așa Dar e așa. interesant de vorbit. Nu-mi place să vorbesc. mi n să eu, exact, Asta e curiozitatea. La mine fix așa. Partener general OTP Bank. Și -ți pare sexul la un bărbat? Aha, Sexul la un bărbat. La fel, atitudinea. Și independență și numai decât financiar, dar asta mult contează. Dar independent, independent emoțional să, să, să fie. Dar într-un cuplu, care sunt lucrurile care pentru tine contează? Tu ai avut relații și zicem ce mai lungă mm -hmm. durată în viața ta? Ce e mai mare durată? Cinci. Cinci ani. ani. Mm -hmm. Tata totul l cinci ani de acasă. Să-i Este ciesmă. Um, și contează cu adevărat? Între relație. Cuplu. Sinceritatea. Valibă. Că de dură n-ar fi. Încrederea, evident. Dar toate este banale. Adică toate lucrurile astea banale, care În ele Dar sunt. Dar nu sunt banale. Da. Ba, da. Adică tot știu despre asta. Nimeni nu face așa. Nu înțeleg de ce. <laughs> Foarte puțin, adică nu zic nimeni sinceritatea, păi, încrederea... Păi, poate să așa, ei, de data asta să-l mint, dar pe urmă să n să-l mai mint și uit. Știu... Mm, da, odată te, și... odată și, a început, mai ales la început de relație, și odată a început să minți, gata, tu oricum o să mai minți, asta e clar. Dacă, e minț, minț, dacă înșel, ai mințit, te să mai minți, dacă e înșelat, te-ai mai înșeli, dacă... Înșeli, dacă, dacă e bătut, mai, mai pălești, și tot așa. Deci cum te înhăm de la început, așa a, o duci. Oi, de la început e foarte mult. Nu schimbăm oamenii. Nu-i putem schimba. Adică dacă el vrea. Numai dacă el vrea, da, da, corect. Numai dacă omul vrea. Dar noi ne facem iluzia. Da, dacă tu vrei... pe oameni, așa -i? Nu, asta e bred. Dacă tu încerci să schimbi omul și ăla, tu. Dar el nu vrea, adică tu, gata, nu, ai pierdut. Nu-i spus Content la interviuri că, că plângi la filme. Plâng, da, dacă e... La care filme? dă în două recomandări de la Cristina Miron. De la Mironcic. <laughs> la Mironcic, recomandări. Hotel Ruata. <laughs> Hotel Ruata. Ruanda. Hotel Ruanda. Ceva de genul, nu știu sigur dacă așa se Doamne, ferește și am mai plâns la dânsul. incendiu, tot e ca unul care ne-a venit acum așa pe loc. Poate am mai plâns la film și mai bune, știi? Dar acum e ca ne-a venit în cap asta. la care am plâns tare. Este misticism. Spre Nu m-am uitat. Nu te la filme de astea. Nu prea mă uit la filme despre asta. Eu mă Dar știi că sunt de astea despre, eu mai ales pe de uitat la uf, de torne, Nu mă uit niciodată, e ca e? Vica Vasilache. E, ne-a recomandat acum un serial, Evil, tot despre exorcism, despre... De fapt, acolo e despre știință, exorcism și așa. E foarte super fain și interesant. M am uitat la, o, la un episod. Doamne, eu am crezut că mor de frică. Deci nu putea. Nu, e... Cum Evil. Evil. De la... Diavol. Evil. Evil. Doamne ferești, Vica, nu, dar nu e strașnic și cu tine. Eu, nu mă uit la filme strașnice Eu, deci eu nu mă uit la filme strașnice Crede-mă pe mine că ei tot nu-i plac. Eu de -am, nu mai cred. Îi plac. Pentru mine este cel mai strașnic film pe care eu putem să-l văd. E acasă. E un horror cu strășnișii nu mă tem, eu mă tem de cădei este, cu misticism, cu exorcism, cu chestii care... nu cred, de că vezi. Da, nu cred, dar mă tem, da. Pe mine asta mă sperie. Dar nu cred. Nu știu cum să explic. Înțelegi ce zic? nu. Dar pentru mine asta e strașnă. Sunt o femeie care are coaie. Da. Cum ți că? ai Femeia care are coaie înseamnă să ai curaj, cred. Curaj. Da, eu uh, cred așa că am, cred o eu. Curaj, <laughs> am o leacă de curaj. Am o leacă de curaj. Uh, Mi-e frică, pizdeț. ca și, ca și cu misticismul, ca fixa și așa. Frică de asta, dar da, da i interesant. Așa și cu coaile. <laughs> mă tem de asta, da? M mă tem când fac ceva mă tem, dar da, așa fac. Fric, că cât frica mă apuc. Frica mă apuc da. E ca și înseamnă, curaj, e ca înseamnă curaj. Probabil, da. Eu zic cam cu aia să fac anumite chestii care mulți îmi spun că uai, cum ai putut să faci așa ceva? Bă, mi a fost frică, dar nu văd în asta ceva extraordinar, știi? Și îmi dau seama, a, băi, asta e curaj, mă tine să numești. <laughs> Înțelegi? C eu nu-mi dau seama, adică eu fac niște chestii așa, dar, mi e frică, dar așa fac. Dar muzica zic că asta e curaj. Și atunci am zis seama. Zic, ah, băi, este curaj, da. Probabil asta e. Înțelegi ce zic? Înțeleg. Da, da, înțeleg și rugul mă leac. Ca să... Informația? Da. da nu, de exemplu, cu filmulețul ăsta, ultimul, ca să-ți dau un exemplu să fii mai clar, video ăsta cu heterosexuali și homosexual. Ok. Deci mulți mi-au zis, cum ai bă, trebuie să ai curaj, să te duci la piața centrală sau să, să acolo, să-ți faci așa ceva. Te-ai întrebat o întrebare era formulată în așa mod încât da. oamenii au răspuns invers. Da. Ei nu știu ce înseamnă asta. Heterosexual. Dar it's înseamnă... not about this, doar. Deci, nu e doar asta. despre asta. Da, de aici se iei de la faptul că oamenii nu da. știu. Exact. De Și, de -și... și apă, după asta ei în critică, dar nu știu și critică. Îi da. spun că asta e rău, dar ei nu înțeles întrebarea da. în primul rând. Da. Na, pe urmă de-am te duce în profunzime Ura. și înțelegi Ura. și naște acolo. În cu și tu trăiești într-o lume eu acolo am scris, puțin și-o citit, evident, dar eu am scris, ideea mea de fapt a pornit de la așa, că și înseamnă hetero, eram sigur că mulți nu o să știe, majoritatea nu știu că... Da. așa, și după asta am zis că închipu că tu trăiești într-o societate de homosexuali și tu ești hetero, așa care toți e că așa te urăsc și tu trebuie să te prefaci homosexual ca să supraviețuiești, înțelegi ce zic? Da. De asta de aici o pornit. Am întrebat de heterosexuali ca să ca să fac legătura cu... Tu ai făcut doi în unul. Da, nu mă că... demonstrat doi în 1. înțeles cu oamenii nu înțeleg nu înțeleg. Așa, și judică, judică și crunt. Crunt de tot. deci sunt groamă fichit. Dar acolo te iet multe lucruri și s-au întâmplat după în culise. Și s-au întâmplat după... În primul rând, unul ne-a că nu știu și în fașe de acolo... te da, verbal mai mult. Da, verbal. Când dacă îl pun, și eu am postat doar cu spatele. Uh -huh. Adică amenințări de este, a trimis sunt toate găurile și așa. Adică au fost, au fost și cazuri uh -huh. grave. Nu grave, adică da. doar. Eu mă râdeam, eu râdeam de... Și nu ca și cum m-am speriat. O că m-am speriat așa, da S-am zis, cu tot frica am zis că... Fua! Facem lumea mai bună prin și. Începând de la tine. Prin exemplu tău. Dar să fie adevărat. Dacă asta o faci numai de atât, că asta e cool, asta e... Să zică vecinul, zic Sau ai. că, vecinul să zică. Sau tu să arăți că, înțeleg, așa e moda, mus, și e cu, nu știu cum. Nu, asta nu funcționează. Dar să faci așa, necondiționat. da, necondiționat. Și în general să, să, fie adevărat asta. Și cred că mult contează. Să faci așa cum sunt. În limita bunului simț și în limita legii și tot așa mai departe. Dar sunt posibilități posibilităților Dar să fie așa, cum știi. Dacă eu nu stare cu eco, de exemplu, știu că e gini, dar. Nu ne dă încă societatea asta, posibilitățile este ca eu să compostez acolo tot. Nu, nu pot. Apoi nu fac. Dar sunt unii care ar, știi ce zic? Da, știu ce zic. Eu nu sunt asta, n-am ajuns. Nu vreau să mă impun. O să ajung și o să arăt. În sfârșit am ajuns să fac gine. Ce vrei să schimbi la tine? Și Ce vrei să devii când ai fi, fi mare? Cred că nu vreau să schimb nimic, doar vreau să adaug înțelepciune, mai mult înțelegere, răbdare. Nu că răbdare, răbdare, spuneam numai devreme că nu trebuie tare multă răbdare, că de altfel nu stabilești limite. Da, de acord, dar nu, nu, răbdarea asta nu, doar răbdare de a atinge anumite scopuri. Ah, ok de exemplu, știi, adică nu mergi numai cu cearta deci și cu omul. vrei să la... mai înțeleapt. înțeleaptă. Înțeleaptă, da, da, cred că de e și mai răbdătoare. Um... Totuși, mai deschisă oricum, știi? Mai, am, Mi păr -i. Păr -i. mai am de învățat, mai am de învățat. Și eu am văzut în vamă prima dată un om cu coarne și am afighit. Coarni da. se spuse, știi? Okay. Așa un fel de... Nu era un cerc banal? Nu, erau a... implanturi. Ok. Și a fost șoc pentru mine. Deci eu am crezut că eu sunt deschisă. Nu. Eu încă nu sunt deschisă. Și deci am văzut și eram. Și flor. Și eram. Nu-ți poate să zic, băi, șoc pentru mine. Deci, Era so -so Roman. Așa? E, nu știu, nu știu, trecut. El, nu? nu, 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 trecut. Și eu, pur și simplu. Eu m-aș fi apropiat, -o, Alex, să nu întreb ceva. No, 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 nu, nu, no. nu. Nu, nu, trecut, pur și simplu. Era pe treaba lui cu un tip, de canale cum să... Și dar cum te uiți, amul, la asta? Nu, dar... În că nu ești suficient de deschis să-ți faci așa? Sau nu ești suficient de deschis să-l accepte pe acest om în cercul tău? Cred că asta. că nu e suficient de deschis să accepte așa ceva În jurul meu. Okay. Și ne se pare ok, dar de de mine, okay, Eu mă încă... Eu nu cred în voi, dar mă team. Mă leg de voi. <laughs> <laughs> <S -a -s. laughs> Înțelegi că nu sunt deschis, gen, la modul Îl accept iarăși, e ok, fac și vrea viața lui și așa. Dar încă că n-am încă, încă, toleranța asta până la capăt așa de genul. Fua! Și a fost șoc pentru mine. Și după asta a fost șoc că eu eram așa de șocat. <gătă> ah. <gătă> Înțelegi? Da, da. Reactă și tot un fel de moment. M-am mirat de că m-am mirat. mirat. Da. Și zic, haide băi. Dar n-am văzut niciodată. Am văzut doar la, la, -am televizor. Văzut? la televizor. La televizor, la emisiuni, pe internet, n-am văzut în realitate. Mironcik. Încă Mersi pentru momentele frumoase și pentru momentele în care lacrimat, numai eu am văzut, nu știu la cameră s-au văzut, dar eu am înțeles că de tare ești emoționat pe anumiti subiecte, mai ales când vine vorba de familie. Mersi pentru invitații. Chiar a fost cel mai emoțional, cred că interviu serios. Eu mai liber și emoțional totodată. Partener general OTP Bank.